La școala militară de maestre militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, sesiunea de iarnă a devenit deja o amintire. Totuși, haideți să vedem cum au fost examenele pentru cei peste 100 de elevi din cei 2 ani de studiu, emoțiile și provocările, așa cum le-am surprins cu ceva vreme în urmă la mijloc de sesiune, când examenele erau departe de a fi încheiate. În această perioadă derulăm sesiunea de examene cu elevii de anul 1 și respectiv de anul 2. Dacă pentru foștii boboci este prima sesiune și ea se desfășoară în perioada 25 la 29 ianuarie, pentru elevii de anul 2 este a treia sesiune și o desfășurăm în perioada 25 ianuarie la 5 februarie. Pentru elevii de anul 2, cei 52 de elevi desfășoară 3 examene în perioadă pe parcurs al 2 săptămâni, pe cele 4 specialități în care s-au pregătit, probele constând în probă scrisă și probă orală sau practică la alegere. Domnule, mi-a spus un telefon de la m-am prezentat la susținerea examenului la IPD. Ok, ai o variantă? Varianta 1. Ok. Aparatură giroscopică și trasoare de drum. Aceasta este disciplina, iar specialitatea se numește timonier și tehnică de navigație navală. Ce-i drept, eu nu am emoții, a trecut ceva vreme de când m-am aflat la o sesiune de examene. Nu același lucru putem spune despre colegii mai tineri din spatele meu, aflați ce-i drept la a treia sesiune, dar e bine să precizăm că de succesul acestei sesiuni și a celor următoare depinde viitorul lor de specialiști în forțe navale române. Anul 2 de școală, a treia sesiune, cum sunt emoțiile? Mai există? Tot timpul la orice examen există emoții, mai mari sau mai puțin mari. Să sperăm că am făcut de o notă bună, de 9 cel puțin, la acest examen. A fost destul de greu, dar dacă ne-am pregătit, mi s-a părut accesibil. Cum era anul trecut pe vremea asta, în prima sesiune din viața ta? Mult mai multe emoții, mult mai mult stres din partea mea, adică vreau să termin cu o notă cât de cât bună. După scris ne aflăm la partea practică aici în laborator. Aparatură giroscopică și trasoare de drum, corect? Cum a fost examenul? Destul de ușor. Subiectele au fost accesibile. Și învățând din timp, totul e ok. Ai fost notat deja? S-a dat notă sau sunt la corect? Nu, am aștept la o notă destul de mare. Nu? E în regulă. Ca dificultate, cum consider materia față de alte din anul 1 și din anul 2? Puțin mai greuțe, dar având profesori care se dedic și ne ajută tot timpul, e ok. Teoria ca teoria, de aici în partea practică, în laborator, cum vă descurcați? Vă ajută domnul maestru? Da, e mult mai ușor la partea practică. Că am făcut ore, ne-a explicat, chiar a venit în timpul său liber, domnul maestru, și țin să-i mulțumesc pe ocazia asta. E penultima sesiune din viața ta de elev la Școala Militară de Maestri a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Cum ți s-au părut anii care au trecut? Un an jumate. Destul de repede, nu mă așteptam să treacă așa repede. La început a fost puțin mai greu, dar am obișnuit și... Deja sunteți cu gândul la nave. Da. Ne așteptăm repartițiile, e concurența din ce în ce mai mare între noi. Vă iubesc elevii, vă stimează, vă mulțumesc inclusiv prin intermediul presei, este adevărat, sunteți un om dedicat? Așa s-ar părea că elevii mă iubesc, probabil că pentru timpul pe care l-am alocat din timpul meu liber, s-ar părea că mă îndrăgesc. Anul trecut eram un tată pentru ei, s-ar părea că și anul ăsta. Cum e materia asta? E mai grea, e mai dificilă decât celelalte? Sunteți alături de elevi și mai aflați sau din perspectiva noastră de instructor? Această materie este o materie, aș putea spune, chiar foarte dificilă pentru ei. E materia... Această materie pe care le-o predau este materia cu care ei se vor întâlni la navă, dacă pot să zic așa. În timpul cursurilor le predăm tot, în proporție de 90%, tot ce înseamnă instalație și aparatură electrică de navigație. La bordul navelor ei vor întâlni, așa cum am spus, mare parte din elementele, componente de navigație de la bord și am încercat pe cât posibil să o putem pune în funcțiune, să putem exploata. Și în cazul în care vor avea un incident la bordul navei, să fie în măsură să o poată remedia fără a chema eventual baza reparații să pună tehnica în funcțiune. Care e procentul de
era să spun promovabilitate. Mă rog, ce note s-au obținut în sesiunea asta pentru elevii din anul 2? Menționez că este materie care se studiază în anul 2 de studiu. Da. Ca și promovabilitate, spun 100%, notele sunt 5-6, vedem că avem acum examenul practic, și să sperăm că luăm și un 10. De ce nu? Pentru elevii de anul 2, fiind a treia sesiune, este puțin mai interesant pentru ei, pentru că deja au apărut probleme practice, deja este penultima sesiune înainte de absolvire și deja acord o atenție deosebită, având în vedere faptul că repartiția se va face și în funcție de notele obținute la examenele de admitere. Din punctul nostru de vedere, din discuția cu personalul implicat în desfășurarea activităților de pregătire și de organizare a sesiunilor de examene, sunt aprecieri pozitive și îmbucurătoare la adresa elevilor. Am schimbat sala, materia de examen, dar mai ales anul de studiu. Dispozitive și circuite electrice. Nu știu cât de mult vă spune această materie dumneavoastră, dar pare o fi o provocare pentru elevii anul întâi din spatele meu. Este firesc într-un anumit fel, este prima lor sesiune, sesiunea de iarnă în care ne aflăm, iar presiunea și chiar stresul își spun cuvântul. Văd că mi-au plăcut câteva pagini bune. Ai știut subiectele? Ai picat pe subiect, cum se spune? Am picat pe subiect și m-am descurcat. Ce drept, încă nu s-a încheiat examenul, să urmeze și partea orală. Ce-ți convine mai mult, scrisul sau oralul? Cum te descurci mai bine? Mi este indiferent, deoarece am învățat pentru acest examen și cred că o să mă descurc și la proba orală. Da, am înțeles că este al doilea examen din sesiune și ultimul. La primul, cum te-ai descurcat? Ce notă ai obținut și care a fost materia de examen? Materia de examen a fost electrotehnică și materiale electrotehnice, iar nota obținută a fost 8. Experiența dumneavoastră la anul întâi în sesiunea de iarnă, cum se descurcă mai bine elevii, la examenele scrise sau la cele orale practice? Asta iarăși cred că e o trăsătură de caracter. Aș spune un 60%, să zic, din totalul lor se descurcă mai bine la proba scrisă, unde au efectiv sunt ei cu foaia și cu gândurile lor, dar și pe cei 40% sunt, să spun, indivizi care cărora le vin mai ușor ideile vorbind cu cineva. Bineînțeles, eu sunt aici să-i ajut și să-i îndrum și dacă văd un elev care știe un subiect, dar nu tocmai, vin cu întrebări ajutătoare, îi deschid cumva niște sinapse, să zic, și își dă seama, ajunge singur, practic, la ceea ce îi cer eu, de fapt, inițial. Deci, cam 60% să spun la proba scrisă și un 40% la oral. Cei 59 de elevi de anul întâi, organizați pe 6 clase, desfășoară 2 examene în această sesiune, cu probă scrisă și probă orală pe specialitățile și domeniile în care s-au pregătit. La această materie am învățat pe parcursul anului, iar la prima la care am dat luni, am învățat doar în sesiune câteva zile. Dacă ai luat notă 8, înseamnă că a mers treaba. Da. Am avut un examen luni, la care elevii s-au pregătit foarte bine și mi-a plăcut modul în care au abordat examenul. Astăzi, ce am trecut prin ei așa prin clasă, nu pot da un răspuns complet, dar văd că știu, am învățat. Să vedem la corectare. Am pretenții de la ei, mi se pare o promoție foarte bună, tot anul întâi. Sunt de 3 ani în școală și, din mica mea experiență, mie mi se pare o promoție, cred că, de vârf. Cred că este o materie dificilă sau pe care eu o consideră dificilă. Eu le explic de la început, încă de la începutul anului, că mintea fiecăruia este cumva concepută pe o parte reală sau umană. Ei sunt de profiluri diferite când vin cu un background inițial. Cei care au cumva o minte făcută pentru matematică, am observat că o rețin mai ușor și o înțeleg mai ușor. Dar spre final, cu eforturi, se parcurge și se înțelege. Din punctul nostru de vedere, am testat puțin ceea ce ei își doresc și ceea ce noi dorim să obținem de la dumnealor. Notele pe care le-au obținut în presesiune sunt foarte bune, iar pentru ei, așteptările, pentru cei de anul întâi, este clar, prima sesiune, acomodare, dar în același timp am constatat că au acordat o foarte mare atenție și s-au dedicat activității de învățare. Primul examen e la nota 10, la asta care încă nu s-a încheiat, la cât speri? Sper la o notă cât mai bună. Am întâlnit câteva dificultăți, dar sper până la sfârșitul examenului să reușesc să ating toate punctele și să iau o notă cât mai mare. Colocviile au fost mai ușoare. Am avut la câteva materii, de exemplu la informatică, matematică, psihopedagogie, managementul organizației militare. Sunt materii
ușoare, mai ușoare ca acestea, ce-i drept, dar se învață în timpul liber, noi cel puțin din această clasă, ne-am mai alocat așa câte în fiecare zi timp și am încercat să învățăm pentru fiecare coloviu și acum sesiune și mai mult pentru examene. Încerc să-mi aloc cât mai mult timp posibil pentru învățat. Acum, fiind militari, mai avem și alte activități de desfășurat, dar în timpul liber, în special seara, îmi aloc câte o oră, cel puțin, pentru învățare, pentru studiu. Da, par foarte sigur de tine, așa, foarte matur, nu ai emoții, lucrurile merg lip pentru tine? Da, merg, cum să nu. Sper să reușesc și să iau o notă cât mai mare. Asta este cel mai greu examen din această sesiune, din prima sesiune. Ce te motivează să obții o notă cât mai mare? Știi că în anii trecuți era vorba de o permisie. Cu cât aveai note mai bune, câștigai anumite zile în plus la permisie. Acum înțeleg că toată lumea pleacă în vacanța intersemestrială. Da, așa este. Toată lumea pleacă în vacanța intersemestrială, dar notele de la examen depind foarte mult, foarte mult de la sfârșitul anilor, atunci când vom primi o repartiție și e normal ca fiecare să încerce să ia o notă cât mai mare, pentru că va primi un loc mai mult la sfârșit, mai bun. Și unde vrei să ajungi? Unde ai putea să obții repartiție? Unde îți dorești mai exact? Îmi doresc aici, în Constanța, să rămân, pentru că este un oraș frumos, un oraș mare și, bineînțeles, la o navă cât mai mare, o fregată în special. Ne dorim toți să ajungem acolo. Ce îi mai motivează pe elevii de anul întâi să obțină o notă mare la primele examene? Nu știu, cred că e vorba și de un orgoliu personal. Unii dintre ei deja vin cu idei preconcepute, să spun, și știu că vor să ajungă șef de promoție sau cât mai sus, pentru că realizează că contează pentru viitorul lor de cadru militar. Și cam asta ar fi motivația inițială, supremă, să spunem așa. Dacă reportajul v-a strânit interesul sau dorința de a deveni elevi ai școlii, este bine să aflați de pe acum cum puteți intra în marea familie a Forțelor Navale Române. Vreau să aduc la cunoștința tuturor celor care ne acordă timp și ne ascultă faptul că și în acest nou an de învățământ 2016-2017 organizăm concurs pentru admitere în Școala Militară de Maiștri Militare a Forțelor Navale Amiralul Ion Murgescu în două sesiuni. Prima sesiune în prima decadă a lunii august, a doua sesiune în prima decadă a lunii septembrie. Detaliile vor fi puse pe site-ul școlii cel târziu la data de 1 mai. Îndemnăm toți tinerii care sunt absolvenți cu bacalaureat a studiilor liceale să se alăture Forțelor Navale, familiei care face față tuturor provocărilor la malul mării, și în acest sens scoatem la concurs un număr de 60 de locuri pentru Ministerul Apărării, din care 56 pentru băieți și 4 pentru fete, plus încă 3 locuri separat pentru Ministerul Afacerilor Interne, cu care avem o foarte bună colaborare de ani buni și pentru care pregătim la fel elevi. Deci îndemnăm toți absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, vârsta până în 28 de ani în anul admiterii, să ni se alăture să participe la concursul de admitere pe care vom desfășura și anul acesta.